Bun găsit din nou! Urmăriți rubrica Da pentru Reghin, o campanie marca Da Reghin TV, care urmărește să promoveze tinerii de succes din municipiu. Astăzi ne oprim la domeniul întreprinderilor private. Ne bucurăm că avem afaceri multe în Reghin, conduse de persoane tinere, dar care sunt ajutate de părinți. Nimic rău în asta. Însă trebuie să-i apreciem pe cei care au obținut prin forțe proprii ceea ce au. Două asemenea exemple sunt Călin Țintoșan și Tibi Crețu, care au importat la Reghin conceptul de pub. Vă invit acum să le ascultați povestea. Ne face plăcere să fim în preajma tinerilor de succes din Reghin, oamenii care s-au născut aici și care profesează în continuare aici și o fac cu succes. Păi, stăm de vorbă în minutele următoare cu Călin Țintoșan, care a petrecut ceva ani în străinătate, chiar în Statele Unite ale Americii și a adus toată experiența de acolo aici, la Reghin, și a pus-o în slujba noastră a tuturor. Este adevărat, da? Da, am lucrat ceva timp în Statele Unite și am ales după 2 ani să mă întorc acasă și să-mi continui activitatea acasă. Concret, ce ai făcut în străinătate? Am muncit muncă fizică grea. Era bine plătită și era cea mai rapidă posibilitate de a face bani. Dar te-a atras în același timp acest domeniu al alimentației publice altfel, ceea ce numim noi puburi. Sincer, nu a fost printre planurile mele. Vroiam să investesc în ceva. Am stat mult și m-am gândit, după ce am ajuns acasă, ce să fac, în ce să investesc. Și tocmai a apărut așa ca o veste bună. Și mi-a plăcut. Am avut posibilitatea să mă înțeleg cu fostul proprietar și uite-ne aici. A trecut un an. Deja, da, aproape un an, da, un an. Care ar fi concluziile după acest an? Cum au primit reghinenii ideea aceasta de pub? Concluziile, pe scurt, ar fi că uite că se poate, se poate. Cu muncă și cu interes și cu strădanie, cred că se poate face treabă, chiar și într-un orășel ca al nostru. Clienților le-au plăcut, au fost mici schimbări față de ce era înainte Dogma. Dogma există din 2010. Eu tot ce am adus nou a fost un suflu nou, ceva putere de muncă, mici idei, nu prea multe, dar interesul să fac treaba să meargă. În primul rând, de ce ți-ai dorit să te întorci în Reghin atunci, la momentul respectiv? Ca să fiu mai aproape de cei dragi. Și pentru că probabil ții întrucâtva la Reghin. Țin la Reghin, da, țin la Reghin. Întotdeauna când mă întreba cineva de unde ești, nu ziceam din Mureș sau de lângă Mureș, ești din Reghin. Da, pur și simplu, da, țin la orășelul ăsta mic. Ce-ți place la Reghinul nostru? Fetele. Sigur că au fost și dezamăgiri. Toată lumea trece prin anumite dezamăgiri atunci când vorbește de localitatea natală. Pe tine ce te-a dezamăgit cel mai profund aici în Reghin? Ce mă dezamăgește la țara întreagă, nu neapărat la Reghin. Sistemul, birocrație, bețe în roate puse din multe părți. Faptul că nu se face ce trebuie să se facă de către cine ar trebui să se facă, adică de către unele autorități. Faptul că se închid ochii de multe ori la niște probleme atât de stringente încât aproape că te lovești de ele sau chiar te lovești de ele și se închide ochii la astfel de probleme, mai multe. Deci, în general, problemele țării și problemele ei nu sunt altele. Am înțeles și dacă ar fi să vorbim despre tinerii din România sau, mă rog, din Reghin, crezi că este greu pentru tineri să se afirme? Cred că un tânăr, dacă își face treaba așa cum trebuie în domeniul său, nu-i foarte greu să se afirme. Într-adevăr, este o tendință așa conservatoristă, să zic, să se păstreze vechea gardă, vechea conduce. Da, un tânăr dacă își face bine treaba, eu cred că poate să intre în mediul în care vrea să intre. Cu dificultățile de rigoare, da, poate. Răspunsul e da, poate. Și tinerii de succes, sunt ei apreciați aici la noi la Reghin? Asta nu știu, că nu sunt unul dintre ei, nu știu, orfi. Da, cred că da. Dar vezi în jurul tău tineri pe care îi consideri de succes și pe care lumea îi apreciază? Văd, da, sunt câțiva care cred eu că sunt de succes.
Păi îți mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte și îți dorim să-ți meargă afacerea ca să rămâi în continuare aici la Reghin. Avem nevoie de așa ceva. Mulțumesc pentru urare și sper și o să meargă pentru clienții mei, în primul rând. Și pentru mine, pentru noi, pentru mine și pentru asociatul meu și pentru colegii mei. Da, mulțumesc pentru urări. Trebuie să recunoaștem, Reghinul, din fericire, este în continuă schimbare și datorăm asta unor tineri care se încăpățânează să rămână aici, în municipiul nostru, și să facă lucrurile să meargă. Ei bine, Tibi Crețu este unul dintre ei, pentru că și-a ales să profeseze, de ce nu, într-un domeniu mai deosebit. Voi faceți aici ceea ce lumea numește pub. De fapt, un fel de socializare, adică mai mult decât a sta la o cafea. Înseamnă a socializa. De ce tocmai un pub și nu, să zicem, un local obișnuit, unde doar să stai la bar și să servești? De ce ați vrut să faceți mai mult? Păi, ne-am gândit să facem un local de nișă. Un pub în Reghin nu exista până acum și ne-am gândit că ar da bine pentru oraș, pentru viața de noapte orașului și nu numai, pentru socializare, pentru că într-un pub se socializează. Unde ai luat contact cu acest domeniu, să zic? Prima dată ca și client, bineînțeles. Cred că majoritatea administratorilor de cărcium, cum le spun eu, înainte au fost clienți în anumite locuri. Și asta a fost contactul meu, în primul rând, cu acest domeniu. Unde ai frecventat? În Cluj. Cluj, unde este o piață destul de mare și de unde cred că multă lume poate să învețe. Dar ai fost și în străinătate. Care a fost diferența pe care ai sesizat-o între ceea ce înseamnă un pub în România și dincolo de granițe? Acum, cum să vă spun, un pub dincolo de graniță, un pub într-o țară străină e oarecum diferit față, nu, e total diferit față de ce este în Reghin. Dar să știți că un pub din străinătate, un pub din Anglia, nu e diferit de un pub din București, de exemplu. Deci noi, eu cred că a raporta un pub de aici, din zona aceasta, nu numai din Reghin, și din alte orașe mai mici, cu un pub din străinătate e destul de greu, dar dacă mergi într-un oraș mare cum e Cluj, cum este București, poți să raportezi un pub de acolo cu un pub din străinătate. Cum au primit reghinenii această idee? În prima fază au primit destul de bine. Noi am încercat să facem un business de nișă aici. Sincer să fiu, am cam renunțat la idee, pentru că este un oraș mic, comunitatea de tineri este destul de mică, clienții vin și pleacă, sunt foarte mulți clienți care au plecat în orașe mari și nu se mai întorc de acolo, clar. Și atunci, nu știu, am încercat și încercăm și acum să adresăm mai multor tipuri, feluri de tineri. Pregătiți tot felul de activități, faceți și ceea ce înseamnă cultură până la urmă, de care avem cu toții nevoie. Încercăm. Noi încercăm să organizăm evenimente și încercăm să organizăm evenimente diferite în fiecare lună. De la stand, trecem de la stand, la un concert de folk, de la un, nu știu, un concert de rock, la un concert de jazz, la un concert de de la un concert de jazz trecem la party-uri electronice. Încercăm să acoperim o parte cât mai mare, o gamă cât mai largă de evenimente culturale. Întotdeauna când ești pionier, să zic așa, într-un domeniu, este foarte greu și tocmai de aceea cred că trebuie să vă apreciem pe voi, fiindcă ați avut curajul să începeți așa ceva la Reghin și trebuie să vă mulțumim pentru asta. Am avut curajul și, cum ai spus la început, ne-am încăpățânat. Cred că este foarte mult încăpățânare să stăm pe piață. Adică suntem de 3 ani pe piață, consider eu că am ajuns cunoscuți oarecum în oraș, e ușor să ajungi la un anumit nivel, dar e cel mai greu, deci cel mai greu este să rămâi la acel nivel. Pentru că e ca un brand, ajunge undeva sus, are o perioadă în care stagnează și după aceea coboară. E bine, nu știu ce urmează în continuare. Cât de ușor îți este să reușești, având în vedere că ești foarte tânăr? Destul de greu. E o muncă în continuă. În continuu trebuie să muncești, în continuu trebuie să vii cu idei noi, trebuie să
oarecum să cercetez piața și să, în principiu, să vii cu ceva nou. Nu e ușor, e greu. Multă lume, am auzit oameni spun că noi suntem originali în ceea ce facem. Nu suntem originali, trebuie să recunoaștem. Originali sunt, nu știu, trebuie să fiu geniu ca să fiu original. Original a fost Steve Jobs. Noi încercăm să ne adaptăm pieței și recunosc, luăm idei din locuri deja consacrate. Recunosc lucrul acesta. Nu suntem foarte originali ceea ce facem. Luăm idei din locuri consacrate, vedem care este trendul și încercăm să ne adaptăm trendului. Oricum, faceți ceva de care noi avem nevoie și o faceți foarte bine. Tocmai de aceea vă mulțumim și mult succes în continuare. Vă mulțumim și vă așteptăm pe la noi și dorim clienților noștri o vară frumoasă alături și așteptăm la noi în local și în grădină. Aceasta a fost rubrica de astăzi dedicată tinerilor care au spus da pentru Reghin. Mâine vă aducem pe micile ecrane alte persoane de care trebuie să fim mândri. Vom sta de vorbă cu arhitectul Klaus Birtler și președintele Asociației de Proprietari numărul 10 din Iernuțeni, Sorin Cetinean. Toate aceste interviuri pot fi urmărite și online pe pagina noastră jurnaldereghin.ro, acolo unde vă stăm la dispoziție și pentru discuții. Până la o nouă întâlnire, vă doresc numai bine!